Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Sunt convins că nu mă vedeți acum, dar suntem într-un cartier pe aici, prin Bamian, și ne-a invitat un localnic la masă și căutăm adresa lui. E interesant că așa puteți să vedeți și voi cum se prezintă noaptea printr-un sat în Afganistan. Vedeți cum sunt străzile. Mi-am zis băieții că după ora 7 nu mai e nimic deschis și până la ora 10 sunt restaurantele. Și mi-am zis că pe urmă absolut nimic. Totul, asta este regula impusă de băieții cu T. Nu știu cum ce scenariu, pentru că băieții îl sună, omul răspunde și noi nu știm unde e adresa, că aici vă dați seama, nu e Bagi, Dr. Felix 97 sau unde am stat eu. Nu merge așa. Aici pe străzile astea vedeți toate casele, sunt case de lut și nu sunt adrese, e ceva lumină în partea, dar nu știm exact în ce parte. Ia uite, sună astea. Că zice, bă, nu știu unde e adresa, bă. Ieși în poartă, să mă aștepți. Mamă, și acum am ajuns într-un loc. Ia uitați, deja mașina nu mai intră. N-ai cum să te bași pe aici. Where are you taking me? Where you came? Yeah. Very. Uitați-vă cum poate să fie ăsta aici. Deci n-ai cum. No chances with the car. Și a venit și omul. Uitați-vă, frate, cum e aici în sus. Deci e fascinant. Mamă, deci eu nu pot eu să merg pe aici. Ești nebun să urc. Dar amite mașina. Mamă, deci eu nu pot să cobor pe aici, bă. Wow. Hai că era să cad. Și acum se întreabă ce fac cu mașina. Cum dracu întorci mașina aici? Uitați-vă asta, mă. Mamă. Deci mașina cred că o lasă acolo. Că altă șansă nu avem. Hello? Salam alaikum. Hello? Ia. Yeah. Să ne descalțăm frumos aici. Wow. So the power electricity from these batteries. This is a solar panel. Ah, from the solar panel. Yeah, okay. Electricity comes from the solar panels and how they keep it. They store it. Ah, okay. I get it. La pot să le zic cu oamenilor, frate, că eu mai bine dorm aici decât la hotel. Deci sunt atât de răcit, sunt rupt, e frig în camera de hotel, nu vă dați seama. Aici e superb. What I want to ask, what is the most difficult thing of living here? Like what is their number one need? The number one needs, like, the first thing is they need to a house. A house, yeah. Yeah, a comfortable house. Then, like, so tell me again once again the situation with the school thing, please, because it's interesting. So the kids usually, because we have in Afghanistan we have 12th class, so they start at when they are 7 years. Okay. They start from the first class. And they continue up to 12th class, and they graduate at the age of 19, mm-hmm. from the 12th class. But this is the boys. These were for the boys and the girls, but unfortunately now the girls are not allowed to go to schools. Aici vreau să explic câteva lucruri. Să știți că faza asta cu talibanii și cu femeile, asta a reprezentat cea mai mare problemă și în continuare reprezintă cea mai mare problemă. Gândiți-vă că înainte de 2021, în perioada 2001-2021, femeile au avut o viață normală, au fost aproape la egalitate cu bărbații. Adică partea de religie nu s-a... Știți că există o segregare în islam, dar asta se vedea doar la un nivel din ăsta foarte de suprafață. Nu era o chestie extrem de profund, adică femeile mergeau la școală, munceau, aveau acces la aceleași lucruri la care aveau acces și bărbații. E, din 2021 treaba asta s-a schimbat, pentru că și talibanii paștonii au venit cu ideologia asta, cum să zic, au venit cu un islamism
extremist bazat pe o interpretare de ale lor a legii Sharia. O chestie extrem de complicată despre care poate că o să vorbim la un moment dat. Ce este important este că femeile în momentul de față, ele suferă cel mai mult în Afganistan. Adică pentru ele este problema cea mai mare. Bărbații, more or less, bine, sunt forțați să poarte barbă, sunt forțați să își lase părul lung și să se îmbrace în hainele respective. Dar la femei, pe lângă faptul că nu au voie să iasă din casă, pe lângă faptul că nu au voie să se îndepărteze la mai departe de 40 de kilometri de domiciliu fără prezența unui bărbat. O să vedeți că la un moment dat, nu știu dacă am filmat sau nu, când plec cu Magdi, plecăm cu Magdi și cu sora lui, că ea trebuia să plece în Kabul și am luat un avion, o să vedeți în timpul viitor, cred, din Mazar-i-Sharif către Kabul, iar pe drum, când am plecat, când mergeam către casa lui Magdi, mi-a zis, bă, haide că o să iau și pe sora mea și am întrebat, păi, a, dar ce, vine și aș face că da, poate să vin acum, că merg eu, că voia să plece în Kabul acum o săptămână, două, dar nu era nimeni care mergea. Și am zis, păi, și cum adică nu era nimeni? Și face, păi da, pentru că ea nu are voie, fiind femeie, să se ducă singură. Deci asta e foarte nasol și totul pleacă de la educație. Fetele, gândiți-vă, în clasa 6-a, adică la 13-14 ani, sunt forțate să își termine studiile. Iar asta este cea mai mare prostie din lume. Continuăm. Kabul to Bamian. Ok. And, when we came to Bamian and he said if I go to see the... Le-am zis că e super șmecheră țara asta și că e frumoasă tot. Is this your first time that you came to Bamian? Yes, yes, yes. First time. Yes. Deci nu vă dați seama cât de curat poate să fie aici. Deci atât de curat de la cum să vați mama, femeia și surorile nu sunt aici pentru că au o cameră separată în care stau. Pentru că știți că religia nu permite să stea împreună. Asta este locul pentru bărbați. Și când am întâlnit bărbații aici, mă întreb ce faci dacă vii cu o femeie, de exemplu, turistă, are voie să integre sau nu. This is the custom, perfect. So the guest stays there. Okay. Deci ăsta, invitatul stă aici, frate. Here, no? Here? It's okay here. I'm good because I'm the guest. they are more polite with the guests. That's why they sit like. So they are more polite with the guests. Ah, okay. Very nice. Deci da, oaspetele stă aici, pentru că așa e regulă, astfel încât eu să văd în momentul în care vine mâncare, știți că intră frumos pe acolo și eu sunt primul care o vede. Și atunci. Uitați aici frumos cuptorul. Ei nu vă dați seama cât de cald și cât de curat poate să fie înăuntru. So, Francesco, as a miactar, as a miactar. What is this? This is the custom that we call this Alp Dist. Okay. Alp means water, Dist means hand. So, this is the custom before we start the dinner. They usually start to... Wash the hands. Yeah. Ah, okay. So, I get it. This is why I asked to... comes from one side to explain everything. Yes, of course. Nice. Băiatul ăsta nu știe că eu nu mă spăl niciodată pe mâini înainte să mănânc. Deci niciodată nu spăl fructe, legume, nici pe mâini, tot timpul mănânc jegos. Ăștia să mă educați decât mine. With warm water, yeah. How do they heat the water? This is, inside these pots there is hot water. Ah, okay. So they heat there on the pots, basically. Yeah. Like these stoves are very useful, these heaters. Okay. It has like microwave. Like a microwave, yeah. Like a microwave. Sometimes they make bread inside. You know naan? Ah, naan. Yes. Naan is the local bread. Bread. Yeah. And they sometimes if they be very like modern people. Okay. They use from there. Uh-huh. Other side usually in the villages they make warm their foods. Fish. Asta e fața de masă. Ah, so you eat over this. Aha. Deci fața de masă, mă. Uite-ți. Ce frumos. Mamă. So this is the process that they do every day. This is the process they do every day, basically. Wow. Look here. The naan. Look how much naan. So much naan. The taste of Afghanistan naan is very famous. It's very, yes. Many people told me about it now. And this is, we call this bulani. This is also local. Local, typical Afghani, but from this part. Yeah, Afghani. Okay. Not especially from this part. It's very
famous. Very famous. Yeah. Oh, okay. Very famous, and like sometimes people when they have some special parties or something like events. Yeah. Event. Yeah. Their favorite foods. So maybe sometimes they order chutney. What is this soup? We call this chutney. Chutney, okay. Yeah, this is the spices for the foods, and usually we use this with bulani. With this one. Yeah. Okay. Let me show you. Yeah. Teach me the Afghani way. So usually at homes when we cook bulani, we usually use like this. See, okay. From this side to this side, okay. And from here. Now I get it. I'm 100% sure this will be hard for you. If it be hard for you, then we will cut from the middle. No, it's okay. And then you just dip it? Yeah, dip it inside the chutney or the local spices that the people make in their house. Okay, fruit. Okay, so here is... We call this shirbirinj. Shirbirinj. Which is rice that cook with milk. Ah, rice with milk. What is kulaptamun? And this is oil. Ah, this is oil there. More food coming our way. Mm-hmm. This is... We call this krutil. Krutil. Okay. Yeah. This is also a local food from Hazara people that they boil dough, which comes from yogurt. It's iron. Maybe iron, oil, yes, yeah. Yes, of course. They will boil the iron. And when it gets so hot, they put the dry breads inside. The dry bread, okay. Yeah. And they mix it with the... Oh my god. Uitați-vă ce aici, frate. These are which type of olive you like? Wow, so many plates. Wow. Yes. It's okay. Mm. This is really good. Really good. Fucking mustache cold worm. I've never tried worm Iran before in my life. Didn't? How is this one? Very good. Really, really, really good. I love organic food. Everything you have is amazing. What do you think if you try some shorwa? How this? No, this is shirbirinj. Okay. Okay. Which is the other one? This is shirbirinj. This one. No. We will try later. Wait a minute. No, okay. You can try some shirbirinj. No. This I eat at the end. I cannot eat. It's like salty and yeah, for us. I used to eat this when I was very young. My mother made this for us, you know. But we eat it as a dessert. Wow. You know. Yeah. So, let's have some. Stai acum, vreau. What's the name again? Shurwa. Shurwa. It means meat and water. Meat and water. Yeah, okay. they boil the almost like soup. Okay. But in local we call this shurwa. We're gonna make small pieces the bread. Okay. We're gonna make the breads with the small pieces. So this is how we make bami and potato. Okay. We make it in small pieces. Actually, we local people usually eat this with the hands, but I'm not really good at hands. Okay. Because most of the times I eat with spoons, but... With spoons, okay. I will show you the people who are watching these videos. Okay. Yeah, like this. Okay. Yeah. And we eat like this. Try as well. Really nice. E ca o supă din asta în care se bagă bucăți de pâine. Deci da, e foarte, foarte, foarte bună. Asta este observația pe care o am acum în pomăr. Foarte multe calorii, frate, aici. Deci pâine în tot. Ia să numărăm. Deci, pâine. Acolo, vedeți? Peste tot bagă pâine. Carbohidrați în prostie. Gata, frate, am terminat de mâncat. Deci atât de multă mâncare nu mă așteptam să vină, dar vedeți că e mult, dar de același fel. Pâine, multă. Enorm de multă pâine. Deci îți dai seama de sărăcie și de condiția oamenilor, frate. Când pui pâine pe toate platourile, e clară treaba.
Serge Morbele? Uite, fate, se spală pe mâini și după masă. Nu doar înainte. Eu nici înainte, nici după. Uitați câtă curățenie aici. Am mâncat ca un porc și nu se vede nimic. Curat, curat. Nici o masă fără ceai. Am început cu ceai, terminăm cu ceai și cu bomboane. Uite aici. Ne uce bossul. Perfect. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Aici, frate, în dreapta e bucătăria și aici stau femeile. În partea asta. Tell him, thank you so much for having him in your home. I'm very, very happy and very humbled by his home. Perfect. Thank you. Thank you. Bye bye. I-am dat 30 de dolari, l-am întrebat cât să dau, frate. Și voi că 3 dolari, mi-a spus domnul 3 dolari. Uitați, even higher than this. No, I wanted to ask if what do they do when it's rain here, but I assume they're here almost it doesn't rain so much, I assume, in this part. Actually, before there was a lot of raining and they clean with the, like, there's some special woody shovels for the cleaning their floors, and they also clean their streets like this. Okay. Deci haide să vedem să nu cad pe aici, frate, că asta e problema principală. Deci până acum e a patra sau a cincea zi de Afganistan. Frica mea mare e cu căzutul de pe munți, de pe străzi, de pe tot. Asta este my only problem. Besides that, totul a fost perfect. Deci mâncarea bună, oamenii foarte friendly. Singura problemă este că nu vorbești limba și nu poți să comunici cu ei. De-aia îmi dau seama ce avantaj mare am, frate, că vorbesc spaniola și că poți să comunici cu ea de prin America Latină. E huge difference. Și acum evident că s-a făcut beznă totală. Dragi prieteni, vreau să fac și un anunț pe această cale. Eu cât timp am fost aici în Afganistan, am avut deloc acces la internet și n-am putut să-mi cumpăr biete sau să-mi planific următoarele călătorii. Iar domnul Cezar de la Cezar Show m-a ajutat foarte mult și vreau pe această cale să-i mulțumesc și să vă spun că el a început să organizeze să facă tururi prin Cambodgia și Vietnam. Și întrucât m-a ajutat pe mine enorm în călătoria asta prin Afganistan, am spus să-i întorc și eu ajutorul și să vă povestesc despre tururile pe care le face el. De fapt, mai bine spus, să vă las link-ul în descriere astfel încât să vedeți cu ce se ocupă el și cu Alina, niște oameni de nota 10. Au fost lângă mine tot timpul, când am avut probleme cu piciorul, când am avut probleme cu capul, adică în fiecare zi, cu tot. Și Cezar m-a suportat cu tot și cu toate. Așadar, vă las link în descriere, intrați pe canalul lui de YouTube, pe clipul pe care o să vi-l las aici în descriere și vedeți cam care sunt planurile lor de viitor și dacă vi se pare interesant și dacă rezonați cu ideile lor. Eu pot să garantez pentru Cezar că e un băiat de nota 10 și că vă va prezenta Cambodgia și Vietnamul la cote înalte. Încă o dată mulțumesc din suflet, Cezar, ăsta nu este vreun clip sponsorizat sau ceva, dar eu ăsta pur și simplu am zis să-l ajut pentru că și-l m-au așteptat de foarte, foarte multe ori. Love you! Continuăm! Hai cu neața și cu toate ale. Probabil că te întrebi, bă, ce caută Cezar pe canalul lui Cătălin? E bine, bătrânul a căzut la greu în Afganistan. A avut niște probleme cu canalul de YouTube, iar în Afganistan internetul merge foarte, foarte greu. Bine, totul merge greu acolo în Afganistan. Și abia a putut să-mi scrie pe WhatsApp, Cezare, te rog eu, ajută-mă, că e groasă. Mi-a dat datele lui de logare în canalul de YouTube și când am văzut că am pus mâna pe canalul la bătrân, am zis, stai să profit și puțin de el. Și atunci, vă anunț că anul acesta, în luna aprilie, Caesar Show, adică Cezarau Colinau, organizează tur în Cambodgia și Vietnam. Sunt două țări care nouă ne plac foarte mult și o să vedem o grămadă de lucruri interesante. Vă aduc așa puțin aminte că în Cambodgia avem Angkor Wat-ul, una dintre minunile lumii, și Vietnamul, care e mai pe distracție. Acolo o să mergem să ne relaxăm. O să vedem o grămadă de lucruri mișto, dar o să ne și relaxăm după ce o să facem în Cambodgia. Am pus toate detaliile acestui tur pe website-ul meu, caesarshow.eu. O să vă las aici link-ul și o să-l înțeleg și în descriere aici, că oricum nu se prinde bătrânul. Așa că
intrați pe site, vedeți că aveți acolo, v-am spus, toate informațiile, aveți și un suport, un suport online, un chatbot cu AI care vă va răspunde la toate întrebările. Viză, când plecăm, ce mâncăm, vă las pe voi să descoperiți și abia aștept să mergem în tur. Hai să-mi pun și pălăria asta șmecheră. Haide, pa! Bună dimineața! Știu că în clipul anterior... E murdară camera? Știu că în clipul anterior am început să vă prezint hotelul de aici, din Mamian, dar nu m-a prestat camera. Și cred că e foarte important să vedeți cum se prezintă o cameră în munți, aici, în Afganistan. Și eu stau acum exact pe balcon. Aveam această ușă care, din păcate, nu știu de ce nu se deschide cu totul. Și pac, intrăm în cameră. Dacă putem. Stați, aprind și o lumină. Hotelul, camera asta de hotel, are strict două probleme. Deci începem cu lucrurile bune. Se doarme excepțional, un pat, deci forță totul. La fel și mobila, la fel și cum arată, extrem de decent. Este singurul hotel cu de standarde internaționale vestige pe care poți să-l întâlnești aici. Stai să închidem ușa, că dacă nu o să mor. De ce nu se deschide asta? A, din cauza covorului, mă. Așa. Dar are două probleme. Uitați-vă. Și astea sunt drăguțe. Bă, e frumos. E frumos, e curat, e extrem de cozy. Mă duce cumva cu gândul la experiența pe care am trecut-o, am trăit-o în Irak. Adică și pe acolo tot ceva de genul ăsta erau hotelurile. Problema evident că este cu Wi-Fi-ul și când zic că n-am Wi-Fi, nu am Wi-Fi, a trebuit să-mi cumpăr bilete către următoarea destinație. Eu voiam să stau mai mult, dar mi-au zis băieții că nu am voie să stau mai mult. Pentru că eu, v-am spus în clipul anterior, deși am viza pentru 30 de zile, toate permisele sunt pe aceste, pe perioada turului. Deci eu nu pot să mai stau până nici măcar o zi. Mi-au zis, bă, în principiu că mai stai o zi, două, nu-ți faci nimeni nimic, dar better safe than sorry. Și atunci, ca să-mi cumpăr biletul de avion, a trebuit să încerc pe WhatsApp să scriu texte mari, pentru că dura aproximativ 20 de secunde să ajungă un text la Cezar, la bunul meu prieten Cezar Show. I-am dat datele cardului meu ca să-mi cumpere el biletul de avion de ieșire din țară. Deci asta e o problemă foarte mare cu internetul și, evident, cu apa caldă. Nu ai apă caldă, dar asta e de așteptat și cu internetul la fel. Băi, până la urmă ești în munții din Afganistan. Ce poți să vrei mai mult? Dar mi se pare că arată bine, nu o să mă plâng, deși fac asta acum cu voi, dar încerc să par că nu mă plâng. Mai avem încă două nopți aici și sper să supraviețuiesc. Hai să mergem jos pentru că băieții s-au trezit și plecăm la explorat. Asta e sala de mese. După cum puteți vedea, nu se mai află nimeni aici, în afară de noi, în acest hotel. Deci nici nu vreau să ies afară la cât de frig e. Eu o să ies imediat. Iar ăsta este locul unde stau ei, frate, se pun aici frumos. E foarte, foarte interesant. Erau aseară niște talibani, că acum îmi dau seama, au reușit să fac diferența între ei. Să văd exact care sunt talibani și care nu. Și stăteau aici frumos. Cu armele, evident, din dotare. Și noi eram acolo, ne-am salutat. Toate bune și frumoase. Am intrat acum într-o cazare de aici, din Afganistan, fascinantă, fiți atenți. Uitați cum arată la interior, frate. Și când ieși, bang! Mamă! Deci astea sunt, le închiriază oamenii când vin vara să stea aici, în acest orășel fantomă, frate, care acum este părăsit, nu se află nici dracu aici. Uitați-vă, acolo este o moschee, a început să sune. Mamă, să sune, da, nu, iertați-mi exprimarea, dar uitați-vă cum poate să se prezintă totul aici. Deci asta este literally a ghost town. Deci
oraș fantomă, frate, și mi-a zis să mahnică în timpul verii, zice full. Și că oamenii plătesc foarte mult ca să stea aici în cabanele astea, în căbănuțele astea, pentru că cealaltă opțiune este aceea de a dormi cu cortul. Și dacă nu ești om de cort, așa cum de exemplu bătrânul Backpacker Life nu e, n-ai altă opțiune. Știați probabil că astea sunt magazine în timpul verii, vin oamenii, vând chestii pe aici, mâncare și alte nebunii. Dar uitați-vă cât de frumos poate să fie tot. Supra-realist. E supra-realist, bă, să mă aflu aici. Și moscheea aia micuță, nu știu dacă se vede foarte bine de aici. Să vedem. Deci, vă dați seama că ce v-am spus mai devreme este legenda în care cred oamenii de aici. Și a fost foarte panic atunci când am vrut să intrăm sau când am ajuns la punctul de intrare. Evident, nu am putut să filmez, nu pot să filmez la checkpoints-uri, cel puțin nu acum. Când mă mai obișnuiesc puțin cu vibe-ul de aici, poate încercăm. Și erau acolo talibani, evident, ca la orice checkpoint. Și erau unii care erau relativ noi, pentru că mi-a zis Magdi că, bă, se uitau așa cam dubios. Și uite, puci, au zis, păi ce căutați aici? Cine e ăsta? Adică eu, turist, face, păi ce turist aici, ce caută? Și le-a zis, bă, ce vrei de la mine? Pașaport, permise, ce vrei? Zi-mi ce vrei, lasă, nu da tu cu părerea despre ce ar trebui să o facem noi. Zi ce vrei. Și pe mă s-a uitat așa și a zis, ha, nimic. Și asta să plecăm. A fost foarte așa, adică a fost primul encounter mai cu cineva puțin mai reticent, că ne mai toți pe care i-am întâlnit până acum, foarte prieten. De asta, în limbaj așa puțin mai dur. Orașul roșu are trei părți. Are partea de jos, asta era partea unde se... partea defensivă, după care aici ajungem în oraș, unde trăiau oamenii normali. Și pe mă este nivelul cu numărul 3, în care mi s-a spus că nu putem să mergem acum, că nu e safe de mers. Nu din cauza altor că se poate întâmpla ceva, dar că e super slippery și n-are sens. Iar a treia parte este castelul. Asta este, frate, o bucată de istorie. Nu piramidele, nu Machu Picchu sau alte chestii care sunt super cosmetizate. Aici totul este așa cum a fost lăsat, bă. Care asta e o parte bună și o parte rea. Partea bună e că e autentic. Partea rea e că nimeni nu are grijă de locul ăsta, pentru că nu are sens. Se aibă grijă, deoarece nu vin mulți oameni și atunci, why would you? Uitați cât de frumoasă este grota asta aici. Uitați-vă cât de mișto se poate vedea peștera asta, frate. Deci voi vă dați seama că fără băieți ăștia nu ar fi găsit niciodată locurile astea, sau chiar dacă le găsești, cum ajungi, frate, aici? Te opresc ăștia, te întreabă, că mă uitam pe la vloggeri care veniseră aici singuri, nu aici, în Kabul, că n-ai nevoie de ghid. Da, bă, dacă vrei doar să stai în Kabul și să filmezi două restaurante și trei oameni, da, n-ai nevoie de ghid. Dacă vrei să ai experiențe de genul ăsta, frate, nu ai altă soluție. E singura. Evident că și această fortăreață antică și de demult, ca să folosim un pleonas pe care l-a folosit domnul diriginte în liceu, așa, și această fortăreață a intrat pe mâinile talibanilor și a fost folosită ca outpost. Noi acum ne îndreptăm, suntem în gaura asta,
Că știți că mie îmi plac găurile. La fel, Madhouse din Lut. Făcut totul. Vă rog să-mi spuneți dacă ați mai văzut vreodată așa ceva. Asta vă o să-mi spuneți. Dacă ați mai văzut vreodată locuri de genul ăsta, atât de cool, autentice și private. Vă rog mult. Acum că am eu povestit pe aici, că aici, în fortăreață, la nivelul al 3-lea, care nu punea să ajungem acum, o să încercăm să mergem la nivelul al 2-lea. Să vedem dacă e ok, cum e drumul. Se află artilerie sovietică din perioada 1978-1983, ceva de genul ăsta, când sovietici au încercat să-și impună comunismul în această parte a lumii, au venit americanii, i-au creat pe mujahedini, astfel încât să lupte împotriva rușilor și evident că a rămas grămadă de artilerie pe aici, artilerie pe care mai departe mujahedinii au împărat talibanilor și de aceea au avut ei atât de mult, nu știu, succes în tot ceea ce au făcut. Și acum intrăm exact prin peșterile astea. Mamă! Wow! Bă! Mamă, deci cum e aici, frate? Wow! Asta e istoria adevărată, boss. Deci dacă ești... Mamă, cum poate să fie aici? E absolut fascinant. Uitați-vă și voi. Deci, de când am venit aici în Afganistan, bă, în continuu. Mamă, cum e și cum e și ecou. Wow! Cum se aude, e... Ăsta pare un loc din ăla pe care nici nu avea voie să vizitezi. Adică, dacă te gândești puțin, bă, ce dracu, avem voie să fim aici? Și da, dar nu e sigur. Adică, poți să scadă pietre de-astea în cap, se poate întâmpla o grămadă de lucruri nașpa. Wow! Absolut, absolut fascinant. După cum puteți vedea, arhitectura este complet schimbată pentru că astea sunt construcții budiste aici. Și vedem că toate templele astea au fost distruse de localnici care erau împotriva budismului, frate. Și le-au făcut praf, le-au bombardat, au vrut să le termine. Au vrut să le distrugă pentru că evident că nu reprezintă islamul. Și dacă nu reprezintă islamul, why should we have them here? Mamă. Uitați-vă, deci tot ce vreți aici distrus e făcut de om. Deci au venit oamenii și au dărâmat, au făcut praf sus după aici. Strict ca să... N-am nimic documentat. Mai mult decât știți. Și acum, dragi prieteni, am ajuns la Buddha. Vedeți, aici este o statuie a lui Buddha și mai este încă una mai în spate. Ideea este că aceste statui au fost distruse, bombardate, făcute praf de localnici din zona care nu sunt de acord cu budismul și care, evident, nu sunt de acord cu niciun fel de altă religie în afara islamului. Și acum, guvernul de dinainte de talibani a încercat cumva să le restaureze. Pe astea nu se știe exact ce se va întâmpla în momentul de față, cum o să fie... Cum se va termina treaba asta. Dar da, e foarte interesant. E un Buddha bărbat și un Buddha femeie. Vă dați mai seama pentru islam o femeie să fie, nu sanctificată, dar să fie considerată parte, nu știu, sfântă. Că știți că rolul femeii aici în islam și e șocant cum poate să fie societatea cât de male dominant. Și aici uitați, The Great Buddhas. Uite, sunt din al 7-lea secol, frate. Imediat o să vedeți mai de aproape. Băieții stau acolo frumos. Nu, băieții mei. Băieții afgani sunt la o miuță, joacă fotbal și am aflat și că la ei sportul național sau most beloved este cricketul. Asta nu știu exact de când vine. Adică dacă are legătură cu faptul că au fost americani aici, că știu că și ăla e sportul în America, nu?
dacă nu mă înșel. Sau greșesc. A, nu mă, îl confund cu baseball-ul. Îl confund, e altceva. Și uitați aici. Bine, puțin mai încolo să putem vedea mai bine. Ăsta este Buda Mare și vedeți toate găurile aia de sus. Alea sunt făcute de bazucă, de RPG, de rachete și o grămadă de alte ustensile din astea, așa cum se încearcă restaurarea lui. Uitați aici, puteți să-l vedeți în toată splendoarea lui, pe Buddha in carvings. Oh, we can enter? Yeah, wow. I had no idea. Ia uitați-l. You said 58 meters, no? 58 meters, yeah. Uitați-l, cu toate peșterile astea, frate, mamă, cât de dramatic e totul. And what they're trying to like conserve it, no? To rebuild it, to keep it the it's way right, it was. But it's about long time that it's like this. There is no any big changes. So they left it like this. Okay. They left it like this. There were a Chinese project come to rebuild the Buddha, which is Shamama, the lady one. Okay. They was planning to rebuild, and the people didn't let them. They made demonstration against these issues because they wanted to rebuild the Buddha with the concretes and bricks. And also the other reason that the Cultural Information Office of Afghanistan, they stopped working in the Buddha, because they said when they make with the concretes and the bricks and they finish the 38 meters high statue, the weight will get too much and it will ruin the other temple, which is at the bottom of the feet. There are okay. And also we have the biggest Buddha of the world here, which is laid down on the ground between these two boats, Shamama and Salso. There's a big Buddha underground. Yeah, which is hidden. Doesn't anyone know its exact place. Astea toate sunt bucăți din Buddha ăsta, frate, pe care l-au distrus, așa ce auzi, mă. Mamă, ce bucăți. Wow. Asta chiar că este o minune a lumii, frate. Să vă povestesc ceva ce mi-a zis Mahdi, că Buddha asta, statuia, a fost distrusă la o zi după, exact pe 12 septembrie 2001. Deci exact după ce a fost atacul acolo asupra World Trade Center, un tip a venit și a început să distrugă, a început să dea acolo cu bombe, să o facă praf. Tipul respectiv e acum guvernatorul acestei zone, a Bamianului. Și de la mine de pe... Cum îi zice? Pe balcon am view direct. Stați, iau telefonul, că eu când vreau să vă arăt ceva cu zoom, trebuie să iau telefonul. Uitați acolo, vedeți? Buddha. Și da, omul a distrus și pe urmă a devenit guvernatorul Bamianului și au încercat în momentul în care au fost aici americanii să reconstruiască, să aibă grijă aici, dar lumea din zonă nu a fost de acord și au zis că dacă se întâmplă așa ceva, că o să iasă revolte. Și la fel în fața statuii n-am apucat să filmez, era o piață care a fost distrusă complet de talibani, a fost arsă și centrul orașului s-a mutat de acolo. Deci exact în fața lui Buddha era piața, s-a mutat aici. Din motivele normale au vrut să distrugă orice fel de legătură cu Buddha, orice fel de legătură cu budismul, cu alte religii, și pac, au mutat